Surse oficiale de la Washington spun că Osama Bin Laden estima în jurnalul lui că e nevoie ca mii de americani să moară la ei acasă. Doar așa ar fi forțat administrația de la Casa Albă să retragă trupele din Orientul Mijlociu și Afganistan. Pentru asta, Osama ar fi creionat cu meticulozitate tot felul de planuri de atentate pe teritoriul SUA. One of his pieces of guidance was to look at key dates on the US calendar, July 4th, Christmas, the upcoming 10th anniversary of the 9/11 attacks. Atacurile ar fi vizat mai multe orașe americane, dar și Europa. Acum că Bin Laden nu mai e, oficialii SUA sunt cu ochii pe fiii lui. Aceștia au amenințat că vor să dea în judecată statul american, calificând drept criminală operațiunea de eliminare a tatălui lor. Ei cer Washingtonului și dovada morții lui Bin Laden, adică o fotografie. He's my dad and I love him like any son love his dad. What else? Potrivit unui studiu apărut în presa americană, Statele Unite au cheltuit în 10 ani 2000 de miliarde de dolari pentru anihilarea lui Bin Laden, adică 20% din datoria publică.